vă salut scumpii mei copilași și vă invit la lecția de limbă română. Primăvara tot mai mult se face simțită și intră cu pași siguri în viața noastră. O mierlă recent venită din țările calde a venit cu un mesaj. Natura este casa noastră comună, spune ea. Important e să trăim într-o relație armonioasă, o relație frumoasă. Deci vă invită să aveți o relație frumoasă cu natura, inclusiv cu păsările din jurul vostru. Spune, ce păsări călătoare cunoști? Le vezi aici în imagine și numește-le pe care le recunoști tu. Așa, este barza, rândunica, sturzul galben, graurul cel pestriț, vedem în copac pupăza, dar avem și un intrus. Care din aceste păsări nu este o pasăre călătoare? O recunoști? Așa este ciocănitoarea. La sigur că ai auzit-o și în timpul iernii ciocănind undeva pe stâlp sau în copac. Spune, dar ce ai putea tu să faci pentru ca să faci viața păsărilor mai ușoară? Așa, ai putea să le construiești o căsuță pentru păsări. Și dacă nu ai încă o căsuță pentru păsări în grădina ta, chiar te invit împreună cu cineva din maturi, din materialele care le ai la îndemână, să faci o căsuță pentru păsări. Și uite, eu aici ți-am dat exemplu ce de simplu poți să faci. Iar păsările te vor răsplăti din plin cu cântecele sale minunate și vor curăța pomii de omizi. Astăzi vom citi împreună cu voi textul Cuibul de păsărele după Cezar Petrescu, pagina 161. Dar să începem întâi cu explicarea câtorva cuvinte. A ticăi, avem în text cuvântul, înseamnă a bate ritmic, a palpita sau a zvâcni, așa ticăie ceasuri, sau ticăie inima când ai emoții mari. Cuvântul căptușit înseamnă izolat, învelit, iată, avem aici un cuib căptușit cu firicele de iarbă, cu piene, cu puf. Și cuvântul luncă, câmpie pe malul unei ape. Continuăm. Așează-te frumos, așează-te comod și ascultă textul Cuibul de păsărele. Astă primăvară eram în luncă. Soarele își dăruia razele calde pământului. Covorul verde și pufos acoperise lunca. Copacii se înveșmântaseră cu haine vers. Gheorghiță trecu pe sub sălcii, dădu ele la o parte și mi-arată, aici e cuibul. M-am înălțat să privesc cu inima ticăind, nu văzusem niciodată un cuib de păsărele. Pe din afară era zidit cu paie și crengi subții, prinse între trei ramuri de copaci, iar pe dinăuntru căptușit cu puf fin ca un culcuș de vată. Iar în cuib, patru ouă albastre cât patru bomboane. Am vrut să le ating. Lasă-le, te rog, m-a oprit Gheorghiță. Au coaja așa de subțire încât e destul să le atingi că se sparg. Ar fi păcat. Mai bine venim peste 2-3 săptămâni să vedem puii. În jurul nostru o păsărică zbura speriată, poate se temea că să nu-i stricăm cuibul. Vezi tu, îmi spus-o Gheorghiță, dacă ne-am atinge de cuib, chiar dacă nu spargem vreo ou, pasărea tot l-ar părăsi și ar face alt cuib mai sus, în altă parte, unde să nu-l ajungă nimeni. Am plecat. Păsărica s-a așezat în cuib să clocească. După o lună, m-am întors din nou cu Gheorghiță în luncă. În locul celor patru ușoare se aflau patru pui mici, golași, cu capetele mari și cu pliscurile scurte, late.
albicioase. Să spun drept, nu erau prea frumoși. Peste 2 săptămâni să-i vezi, mă sfătui Gheorghiță. Atunci nu mai e să-ți dai seama și tu cât de drăgălași pot deveni urâcioșii ăștia. Pasărea zbura în jurul nostru, veni cu un viermișor în plisc. Toți puii căscaseră ciocurile lacome. Pasărea dădu viermișorul celui mai slab și mai mic. Pe urmă se așeză pe marginea cuibului cu fața spre noi și cu aripile zbârlite, gata să-și acopere copiii. Fii fără nicio grijă, am spus noi, nimeni nu-ți vrea răul. Pasărea parcă a înțeles cuvintele noastre. Gheorghiță s-a apropiat, a scos din buzunar un pumn de semințe și le-a presărat în cuib. Păsărelele nu s-au mai speriat. Poate știau acum că suntem prietenii lor. Ți-a plăcut textul? La sigur că da. La ce te-ai gândit atunci când ai audiat textul? Așa, te-ai gândit poate că și tu asta vara ai văzut un cuib de păsărele în grădina ta. Avem tot aici în pagină niște informații despre autorul textului, Cezar Petrescu. Este un traducător și un gazetar român. A scris multe volume pentru maturi, dar și cărți excelente pentru copii. Una din cărți este Fram, ursul polar, pe care îl vom citi tot anul acesta. O altă carte interesantă, Pif, Paf, Puf, Omul de zăpadă și altele. Când vei merge la bibliotecă, poate încerci să găsești una din cărțile lui Cezar Petrescu. Te asigur, sunt interesante. Apoi, pentru ca să înțelegi mai bine conținutul textului, te invit să butonezi pauza și să citești de 2 ori textul Cuibul de păsărele. Lectură plăcută! Dacă ai revenit, înseamnă că ai citit textul. Și după text, avem o serie de întrebări care ne vor face să înțelegem textul mai bine. Ele sunt în manualul tău, le vei citi și vei răspunde oral la ele. Îți amintesc criteriile de succes. Citește atent și repetat dacă este nevoie întrebarea. Formulezi răspuns corect și deplin, deseori revii și te uiți căutând răspunsul în text, ordonezi cuvintele în propoziție și rostești corect și clar răspunsul. Am încredere în tine, spor la muncă! Apoi continuăm cu un alt exercițiu ce ne va ajuta să înțelegem mai bine textul. Alege varianta corectă. Întâmplarea se desfășoară și ai cele 4 anotimpuri. Tu zici? Așa, primăvara. Locul acțiunii este... În lungă, la sigur că ai răspuns corect. Personajele principale sunt... Alege. Gheorghiță și povestitorul, autorul textului. Cuibul era zidit cu sau căptușit cu... Așa, paie, crengi subțiri. Continuăm. Acum vei butona pauza după ce vei asculta explicațiile mele. Vei deschide caietul de limbă română, vei scrie 29 martie, temă la distanță, și sarcina. Găsește în text și transcrie. Descrierea cuibului. În text este fragmentul care începe pe din afară până la cuvântul bomboane. Aici este descrierea cuibului. Apoi mai jos vei transcrie descrierea puișorilor. Fragmentul începe în locul și se sfârșește cuvântul frumos. Pune pauză, transcrie corect, îngrijit și caligrafic. Ai revenit. Continuăm cu exercițiul 7, găsește în manual, să citim împreună sarcina. Transformați îmbinările de cuvinte, covor verde, coajă subțire, pui golaș, după model. Iată modelul, îl ai și la calculator și în manual. Hai să citim. Un sau o rază caldă,
În colonița a doua, niște raze calde. În colonița a treia, toate sau toți raze, toate razele calde. Asemănător, eu am schimbat, am modificat, am transformat expresia covor verde în felul următor. Hai împreună. Un covor verde, niște covoare verzi, toate covoarele verzi, așa. În continuare, după model analog, lucrez și tu în caietel. Poți să scrii și tu ca și mine cuvintele un, niște, toate cu verde, iar apoi în coloniță transcrii începutul modelul, prima expresie de la calculator o transcrii, iar coajă subțire și pui colaj, tu îi schimbi după model. Spor la muncă! Bravo! Completează oral propoziția. Din textul Cuibul de păsărele învățăm... Te ascult! Așa, mai multe lucruri putem învăța. Învățăm să nu deranjăm păsările când clocesc, adică să nu umblăm prin cuib. Învățăm să aducem mâncare păsărilor, să avem grijă, că ei sunt, le zicem așa, frații noștri mai mici. Învățăm să nu umblăm la ouăle din cuib, căci unele păsări lasă ouăle dacă acolo este un miros străin, adică a umblat cineva. Învățăm să trăim în armonie, în prietenie cu natura și cu cei din jur. Bine? Și nu mi rămâne decât să-ți dau tema pentru acasă. Iar pentru acasă ai de citit textul de atâtea ori, de câte ori ai nevoie pentru ca să citești fluent, cursiv, fără pauze și expresiv, ca un artist. Iar la sfârșit te invit să mergi la cineva din cei de acasă și să-i rogi să te asculte. Și ai să scrii exercițiul 4 din pagina 163, unde trebuie să găsești în text adjective pentru substantivele tale. Spor la muncă, după o pauză de 10 minute, te invit la lecția următoare.